Monica Iacobriții a postat pe blog COZI înainte de decizia finală în dosarul său de corupție un text în care vorbește de probe din proces și probleme de sănătate, susținând că speră ca în alta curte de casație și justiție să înțeleagă că e nevinovată, dar arătând și că altarul de sacrificiu are nevoie de al 13-lea ministru. Textul postat duminică pe blog de Monica Iacobriții începe cu prezentarea situației bunicilor săi paterni, cetățeni români de origine germană, care au fost deportați în Uniunea Sovietică în ianuarie 1945. Printre cei deportați au fost și bunicii mei. Tatăl meu avea atunci un an și cinci luni, exact cât are fetița mea în acest moment. Începuse să se rostească primele cuvinte și era un copil vesel. A rămas plângând acasă cu bunica lui. Ea vorbește apoi despre tatăl său, despre boala acestuia și despre decesul la vârsta de 59 de ani, precizând că în urma acestei experiențe a înțeles încă o dată că există valori mult mai importante decât cele financiare, că cea mai importantă este sănătatea și că oamenii nu se pot împotrivi sorții. Ea continuă punând sub semnul naivității multe din lucrurile care i s-au întâmplat. Astfel ea vorbește despre viața alături de soțul său la Petroșani, într-un modest apartament cu trei camere, susținând că amândoi au decis să se implice în politică în speranța că vor putea schimba ceva în această țară. Mi-am dorit să nu mai moară oameni nevinovați prin spitale și să dăm o șansă văii Am crezut că toți sunt corecți și cu frică de Dumnezeu, ca mine. Am fost naivă, recunosc. Am plătit politic și personal pentru naivitatea mea de a fi crezut prea mult în oameni. Am înțeles prețul pe care credulitatea mea L-a impus într-o lume mai mult, mercantilă și mai puțin cu suflet. Scrie Monica Iacobriții pe blogul său. Ea povestește apoi despre preluarea mandatului de ministru al tineretului și sportului în decembrie 2008 menționând că atunci a avut o strângere de inimă, însă a fost convinsă să accepte această funcție de colegii săi din partid. De asemenea, ea prezintă și probe din dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, spunând că a fost condamnată de instanță pentru că ar fi plătit niște bani către două firme, deși conform probelor din dosar banii au fost plătiți la ordinul directorului general general economic din minister, Paul Diaconu, împotriva voinței sale. Ea precizează că a dovedit în instanță că la momentul efectuării plăților 11 mai 2009 nu se afla în țară fiind la Bruxelles, astfel încât nu avea cum să semneze ordonanțările de plată. În 12 mai 2009, când mi-au fost prezentate spre semnare ordonanțările de plată, am refuzat semnarea lor, solicitând tot atunci efectuarea unui raport de control. În acel moment nimeni nu mi-a comunicat faptul că plata se făcuse în 11 mai 2009, în absența semnăturilor mele. Am atașat documentele doveditoare la dosar. Judecătorii fondului nu le-au văzut. Fostul ministru scrie și despre problemele sale de sănătate care s-au acutizat în ultimii șase ani ca urmare a procesului în care este judecată. În final, ea își exprimă speranța că aceia care vor decide soarta sa vor vedea și vor cântări mai mult decât instanța de fond probele aflate la dosar și încheie susținând că altarul de sacrificiu are nevoie de al 13-lea ministru.